Senatorul Lucian Iliescu, fost primar al municipiului timp de 16 ani, a revenit în PNL săptămâna trecută, ocazie cu care a precizat că nu o face pentru a candida, ci pentru a-l susține pe Florian Nicolae, candidatul formațiunii liberale la funcția de primar. Lucian Iliescu a declarat că Giurgiu are nevoie de un giurgiuvean ca primar și, referindu-se la Florian Nicolae, în același timp de un om care întrunește calitățile necesare pentru această funcție. Aflați că nu voi candida pe niciun fel de post, de funcție, de... Deci, este mult mai bine să fiu înțeles că n-am nicio dorință de a parveni, dacă vreți să spun așa, să încerc să gândesc așa cum poate vă așteptați. Eu am să sprijin foarte mult pe cei care vor fi candidații noștri. În primul rând, să creonează așa la municipiu primar Floricel, Nicolae Floricel, Florian. Senatorul Lucian Iliescu a mai precizat că susținându-l pe Florian, Nicolae va contribui în același timp la consolidarea organizației PNL Giurgiu.